Moment istoric pentru preoții și credincioșii parohiei Dimieni din județul Ilfov, după ce Biserica Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost târnosită în anul 1998, chiar în ziua hramului. Astăzi, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a binecuvântat lucrările efectuate în ultimii ani și a sfințit pictura acesteia. Cu acest prilej, biserica a primit și hramul Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cinstit de biserica noastră în data de 2 iunie. Se sfințește pictura aceasta prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, întru cinstea și slava Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și întru pomenirea Sfinților Săi, pe numele Tatălui. Amin. Și al Fiului și al Sfântului Duh. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat legătura dintre iubirea pentru semeni și iubirea pentru Dumnezeu. Dremăritori creștini, calea care duce către Dumnezeu trece întotdeauna prin cei de lângă noi. Nu putem spune că îl iubim pe Dumnezeu dacă pe aproapele nostru îl urâm. Nu putem spune că avem o legătură cu Dumnezeu dacă pe cei de lângă noi îi ignorăm, mai ales atunci când ei au nevoie. Aproapele nostru este cel care ar putea să ne ajute ca noi într-o zi să dobândim împărăția lui Dumnezeu. Iar ignorarea lui, așa cum au făcut-o cei care au trecut pe lângă el, lăsându-l în suferința în care se afla, în greaua lui încercare, pot pierde împărăția lui Dumnezeu tocmai pentru atitudinea pe care o manifestă față de el sau față de ei. Iar lumea în care trăim, cu atâtea încercări, cu atâtea lipsuri, cu atâția bătrâni care nu mai sunt căutați nici de proprii lor copii, cu atâția oameni care nu au rudenii, nu au cunoscuți, nu au prieteni, ne pot oferi nouă ocazia sau posibilitatea de a ne transforma în aproapele lor. Adică în vizitarea unui om care se află în spital când putem, sau vizitarea unui bolnav sau a unui om aflat în suferință grea, chiar și în temniță, după cum ne spune Mântuitorul. Ierarhul i-a mai îndemnat pe credincioși să fie mereu aproape de cei aflați în suferință sau în singurătate. Evanghelia de astăzi ne îndeamnă pe toți să nu trecem indiferenți pe lângă rugămințele celor de lângă noi. Avem datoria de a fi atenți, sensibili, dacă vreți, să folosim un astfel de cuvânt, atunci când întâlnim suferință, atunci când întâlnim lipsuri, atunci când întâlnim singurătate și când întâlnim oameni care au cu adevărat nevoie de ajutorul nostru. În acești oameni care suferă până la sfârșitul veacurilor, se ascunde Hristos, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre mari părinți ai bisericii. Atât de frumos ne spune că Mântuitorul Hristos se ascunde și în săracul de la ușa bisericii, și în bolnavul care suferă, și în cel nedreptățit. În toți se află Hristos și dacă noi îl slujim pe cineva, slujim de fapt pe El, pentru că Mântuitorul a spus, dacă ați făcut unuia dintre cei mici ai mei, mie mi-ați făcut. Știind că noi îl slujim pe El, avem datoria să-i ajutăm pe cei aflați în încercare pe drumurile acestei vieți, așa cum era
omul căzut între tâlhari. Pentru activitatea desfășurată în parohie, părintele paroh a primit rangul de iconom stavrofor, iar părintele pensionar a primit ordinul Sfântul Apostol Andrei pentru clerici. De asemenea, binefăcătorii parohiei au primit ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni și ordinul Sanctus Stefanus Magnus pentru mireni, iar Consiliul și Comitetul Parohial au primit distincții de vrednicie. Constat că cu multă bucurie că Părintele Cristian, care a fost la București, la parohia noastră, cântăreț la biserică și l-am cunoscut destul de bine, s-a validat atât de frumos în activitatea preoțească. Cine își pune nădejdea în Dumnezeu, cine lucrează pentru Dumnezeu, nu rămâne nerăsplătit. Și bucuria pe care eu am simțit-o astăzi și alți mulți credincioși cred, răsplătesc toate speranțele noastre. Urez Părintelui Cristian și de aici înainte să dovedească aceeași râvnă față de casa Domnului, față de comunitate. La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a binecuvântat lucrările efectuate la casa parohială, care a fost ridicată și amenajată în 2 ani. Aș putea spune că pentru parohia noastră, pentru toți înnoriașii, toți locuitorii acestui sat refăcut după Revoluție, înseamnă în momentul acesta un moment de apogeu, un moment culminant, un punct culminant al tuturor eforturilor financiare, materiale și spirituale mai ales, ale acestor localnici care au fost deja loviți de soartă în timpul comunismului, când satul acesta tot s-a desființat, inclusiv biserica demolată și cimitirul desființat și morții strămutați la otopeni. Fără o pretenție că ar fi o biserică generoasă din punct de vedere al spațiului, dar este o biserică foarte primitoare, foarte călduroasă, foarte intimă. Ne simțim acolo ca și cum am fi cu adevărat ocrotiți la modul deplin de Dumnezeu. Actuala biserică din satul Dimieni a fost construită între anii 1997 și 1998 cu sprijinul celor 29 de familii care locuiau în sat la acea vreme, după planul celei vechi, care a fost desființat în vremea regimului comunist.